Vă rog să deschidem împreună Sfânta Scriptură și vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 28, primele 10 versete. Deci, Matei 28, de la versetul 1 la 10. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Textul pe care l-am citit e un text care poate fi prezentat în trei feluri, cel puțin. Sau are trei layers, trei straturi de semnificație, cel puțin pentru ceea ce am pe inimă să împărtășesc cu noastră în această dimineață. Și anume, mai întâi de toate și mai presus de toate, e un text de înviere. Suntem doar la 2 săptămâni de la sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, textul acesta se adresează femeilor, pentru că e ziua mamei, e ziua femeii, e ziua acestor femei care s-au dus la mormânt și vom vedea ceva despre ele. Și nu în ultimul rând, textul acesta prezintă calități pe care fiecare credincios, fie bărbat, fie femeie, trebuie să le aibă atunci când se împărtășește cu trupul și cu sângele Domnului. Dar eu am să folosesc în mesaj mai mult accentul pentru Mother's Day, pentru sărbătoarea aceasta de azi. Despre înviere s-a vorbit și se va mai vorbi, despre cina Domnului s-a vorbit și se va mai vorbi, dar iată că măcar o dată pe an se vorbește despre rolul femeii, despre rolul mamei și o să vedeți că în textul acesta tocmai ele, femeile, sunt cele care merg la mormânt, care îl întâlnesc pe Domnul, care primesc de la Domnul mesajul învierii, care primesc de la Domnul misiunea foarte importantă de a duce vestea că Iisus Hristos a înviat. Hristos a înviat. Iară n-ați fost pregătiți. N-ați fost pe fază. Știu că e cina Domnului și unii din noi care suntem mai old fashion sau mai old school n-am mâncat când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, nu mâncăm, nu bem nici cafea, e mai greu pentru cei care nu beau nici cafea, dar nu e o problemă, de dragul Domnului toate sunt frumoase și toate sunt ușoare. Și atunci vreau să spun că să nu vă descurajați, să nu vă supărați, pentru că la urmă, cei care n-ați servit
ceea ce s-a pregătit pentru mame, pentru surori, încă vă mai așteaptă și va fi disponibil. Deci, cum spunea și fratele Nelu, când se termină slujba, nu doar că veți primi miere și veți primi o floare, dar încă vă așteaptă masa bogată care s-a pregătit și doresc pe această cale să mulțumesc surorilor, familiilor și surorilor care s-au ocupat cu pregătirea acestei mese. Domnul să-i binecuvânteze. Amin? Eu am să vorbesc despre trei cuvinte. Trei cuvinte. Sau, ca să aplicăm pentru mame, pentru soții, pentru surori, pentru femei, atunci am să spun așa. Femeia celor trei cuvinte. Da? Femeia celor trei cuvinte. Ăsta e titlul mesajului meu. Un mesaj scurt, câteva minute, apoi ne vom apropia prin harul Domnului de trupul și sângele Domnului, ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului, urmează apoi timpul de părtășie, timp frumos împreună. Dar haideți acum să ne adunăm gândurile și să ne îndreptăm toată atenția la acest cuvânt al Evangheliei. Ce se întâmplă aici, în această Evanghelie, în această istorie a învierii, a arătării Domnului Iisus Hristos în dimineața învierii? Se arată femeilor, nu se arată lui Petru prima dată, nu se arată lui Ioan prima dată, nu se arată apostolilor săi prima dată, se arată femeilor. Și mai întâi de toate, Mariei Magdalena, apoi acestor două Marii amintite aici. De fapt, grupul lor era mult mai mare, ne spun evangheliștii. Aceste femei care se duc la mormânt și care se întâlnesc cu Hristos cel înviat. Să vedem care este legătura dintre învierea Domnului Iisus Hristos și aceste trei cuvinte. Așa nume. Un cuvânt este cuvântul adresat de înger, atenție. Al doilea cuvânt este cuvântul adresat de Mântuitorul femeilor. Iar al treilea cuvânt, foarte interesant, o să observați, este un cuvânt care îl adresează și îngerul și și femei, și Domnul Iisus Hristos femeilor. Da? Deci primul cuvânt e cuvântul îngerului, al doilea cuvânt e cuvântul Domnului Iisus, în cronologia apariției celui înviat, a Domnului Hristos, dar al treilea cuvânt, care este foarte important, toate o să vedeți că sunt foarte importante, sunt cuvinte pe care le adresează, acest al treilea cuvânt e adresat și de înger și adresat și de Domnul Iisus Hristos. Ca și cum ar vrea să repete și să sublinieze. E foarte important ce vă spun aici. Care sunt aceste trei cuvinte? Aceste trei cuvinte aș vrea toate mamele, toate surorile, toate bunicile, toate fetițele, toate fetele fecioare, toate căsătorite, necăsătorite, cu copii, cele care sunt căsătorite și au copii, cele care sunt căsătorite și nu au copii, dar poate că aveți copii spirituali. Deci acest cuvânt este pentru dumneavoastră, da? Pentru fiecare. Și de fapt este pentru toată adunarea, o să vedeți, el se aplică la noi, la toți. Dar acum noi le punem în special ca un semn de respect și de omagiu și de iubire și de apreciere pentru mame, pentru surori, le punem cu dedicație specială pentru dânsele. Care e primul cuvânt? Ele se duc la mormânt să pregătească trupul celui mort, să-l îmbălsămeze, nu făcuseră lucrul ăsta așa cum e rânduiala, cum e tradiția, și le întâmpină îngerul. Și care e cuvântul
care li-l spune îngerul. Nu vă temeți. Amin? Este cuvântul care vindecă frica. Este un cuvânt al curajului. Este un cuvânt al curajului. Și să știți că femeile credincioase care au luat în serios cuvântul acesta, le veți vedea în biserică și în lucrarea Domnului că sunt femei curajoase. Nu se tem. Nu le e frică. Aproape că aș risca și o să iau niște mustrări, poate de la prietenii mei sau de la unii alții, aș risca să spun că în acest context, atenție, în acest context al învierii, ele sunt mai curajoase decât bărbații. Bărbații stau închiși, stau ascunși. Și o să vă spun la un moment dat în timpul mesajului, după cum zice Marcu în capitolul 16, ce făceau acești bărbați la care femeile au fost trimise. Încă nu vă spun ca să nu vă descurajez așa pe tot parcursul mesajului. Dar primul cuvânt pentru mame, primul cuvânt pentru femei, primul cuvânt pentru surori pe care îl trimite Dumnezeu din cer, de data asta prin gura îngerului, este acesta: nu vă temeți! Este un cuvânt al curajului, un cuvânt de îmbărbătare, de ridicare, de curajul și demnitatea femeilor este proverbial. Proverbia, adică are reputație și e cunoscut de departe. Curajul de a acționa, curajul de a interveni, curajul de a asculta de ce spune Dumnezeu, curajul de a face ceea ce își cere Dumnezeu. Avem un exemplu uriaș în Evanghelie despre o femeie care n-a avut niciun fel de precedent istoric, n-a mai fost nicio altă femeie înainte de ea și când i s-a spus ceva, că Dumnezeu are un plan cu viața ei, Dumnezeu vrea să trimită în viața ei prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Viu, să-L trimită pe Iisus Hristos și ea va rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt, această fată fecioară, această adolescentă, probabil de vreo 14-15 ani sau cât o fi avut, a spus: facă-mi-se după cuvântul Domnului. A avut curajul acesta. Sigur că a riscat tot. A riscat să piardă tot. A riscat să se întoarcă viața ei complet invers și lucrurile să iau cu totul și cu totul altă direcție. Dar vreau să rețină toate mamele și toate surorile că Dumnezeu are pentru dumneavoastră în această dimineață un cuvânt de curaj. Și vă spune așa: nu vă temeți. Vă e greu în familie, vă e greu cu soții dumneavoastră, vă e greu cu copiii dumneavoastră, vă e greu cu viața, vă e greu și câteodată numai Dumnezeu din cer știe cât vă e de greu. Și astor femei, acestor femei, unor astfel de femei și mame, Dumnezeu le spune în această dimineață un cuvânt de curaj: nu vă temeți. Iisus Hristos e viu, Iisus Hristos a înviat, Iisus Hristos prin Duhul Sfânt e prezent în viața dumneavoastră, în familia dumneavoastră, în tot ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră, nu vă temeți. Femeile sunt curajoase, să știți. Eu trăiesc de aproape 40 de ani cu o femeie foarte curajoasă. Nu e aici, tocmai a sosit la Cluj, ea din Cairo a plecat la Cluj, eu din Cairo m-am întors la Los Angeles pentru puțină vreme. Și Domnul Iisus a spus că vine, cum a zis, că vine în curând, nu-i așa? De vreo 2000 de ani vine în curând și l-așteptăm. Așa că pentru cei care și cineva a trimis aseară o vază foarte frumoasă cu flori, un buchet foarte frumos și mi-a trimis mesaj și a zis: e pentru sora Ana.
E la ușă, l-am lăsat la ușa dumneavoastră. M-am dus, am deschis ușa, l-am luat, l-am pus pe masă, era casa goală. Am sunat-o, încă era pe drum, am vorbit cu ea azi noapte. Primul lucru care l-am spus. Deci este vorba de femeia curajoasă, de femeia care nu se teme. Bărbații, cel puțin în experiența mea pastorală de-a lungul anilor, și nu o să spun de unde, dar am trecut prin câteva biserici, prin câteva orașe, când făceau sfaturi frățești, nu vreau ca femeile lor să participe. Știți de ce? Pentru două motive, să vedem dacă ghiciți. Ca să se poată certa, că de nevestele lor le era rușine să se certe. Și al doilea, dacă veneau femeile și ei nu ziceau nimic, se ridicau femeile lor și aveau curaj mai mult decât ei să spună lucrurilor pe nume. Frumos, sigur că da, elegant, cu respect, cu dragoste, dar femeile sunt, cum? Curajoase, curajoase, să știți. E un cuvânt pentru dumneavoastră, nu vă temeți. Știți de câte ori apare în Biblie? Una pe zi, 365 de ori. 66 este una și pentru când e anul bisect. Și închei la punctul acesta cu un exemplu a sorei Sabina Wulbrand, a familiei Wulbrand, care pentru România și pentru comunitatea evanghelică e un simbol, familia Wulbrand. Imediat după ce comuniștii au venit la putere în România, prin anii 46-47, au făcut o adunare foarte mare cu toți pastorii, cu toți preoții, cu toți liderii religioși și a fost invitat și Wulbrand acolo și cu soția lui. Au fost câteva mii din toată țara, a fost un fel de congres în care comuniștii au vrut să le spună că o să le dea libertate, că o să fie bine, că știți poveștile comuniste, mai bine zis minciunile comuniste. Și a venit un episcop ortodox care pe patrafirul lui, pe filacteriile lui, avea în loc de, mă rog, alte simboluri, avea secerea și ciocanul. Și a zis, de azi înainte să nu mai îmi spuneți frate, să-mi spuneți tovarășe episcop. Și spune Wulbrand în mărturisire, în timp ce se întâmplau toate mizerile astea, toate micimile astea, am simțit un cot, că mă lovește un cot în coastă. Adică sora Bințea, soția lui, i-a tras un cot în coastă. Și a zis, Richard, nu mai suport rușinea asta. Fă ceva! N-am făcut nimic, a zice Wulbrand, nu m-am mișcat. Apoi încă o dată, fă ceva, nu se poate. Uită-te cum își bat joc de Evanghelie, cum își bat joc de Domnul Hristos. Fă ceva, du-te acolo, ia cuvântul, cere să ți se dea cuvântul, pentru că din fiecare organizație erau reprezentanți care vorbeau. Și zice Wulbrand, m-am întors spre ea și i-am zis, Sabina, dacă mă duc, s-ar putea să nu mă mai vezi. Nu-i nimic. Dar nu suport rușinea asta pe fața Domnului Hristos. Femeie micuță, foarte curajoasă. Așa l-a luat mașina neagră, mergând spre biserică, avea o nuntă în dimineața aceea, în duminica aceea, l-a luat și nu l-a mai văzut. Apoi a luat-o și pe ea, a închis-o și pe ea. A muncit muncă silnică la canal. Dar așa sunt femeile credincioase. Au demnitate și au curaj. Au curaj să stea pe adevăr. Au curaj să stea pe ceea ce spune Dumnezeu. Al doilea cuvânt. Al doilea cuvânt. Acum este cuvântul care îl spune cine? Îl spune Domnul Hristos. Ele au plecat după ce a venit să vă arăt. Îngerul n-a putut să le arate decât un mormânt gol. Să vă arăt mormântul unde ședea Domnul. Le arăta mormântul gol, ele au plecat pline de frică și de bucurie și pe drum cine le-a întâmpinat? Spuneți, Domnul Hristos. Și care a fost cuvântul Domnului de data asta? Al doilea cuvânt.
Care a fost? Bucurați-vă! Bucurați-vă! Și Domnul Iisus Hristos, în versetul 10, le spune, nu vă temeți, dar într-un alt context al poruncii, cuvântul al treilea. Dar acum cuvântul este, bucurați-vă! Știu că noi bărbații suntem mai interiorizați. Noi nu ne exprimăm, noi nu ne arătăm sentimentele, noi vrem să fim bravi și nu ne exprimăm așa ca cum se exprimă femeile. Dar cuvântul învierii și cuvântul Domnului Iisus Hristos înviat pentru femei și pentru mame în această dimineață este bucurați-vă. Fiți niște femei pline de bucurie, pline de veselie, pline de pace, pline de prezența lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să te bucuri. Dacă ești o femeie care comentează mereu, nemulțumită mereu, negativă mereu, complaining mereu, arătând numai lucrurile care nu-ți plac, viața acelei familii, viața acelui cămin, viața ta, de fapt, este un chin. Dar când te-ai întâlnit cu Hristos cel înviat, nu poți să fii decât bucuroasă. Să fii curajoasă și să fii bucuroasă. Să te bucuri. Soția mergea la lucru și avea acasă 5 copii și avea soțul la școală, la București. Și colegele o întrebau, dar cum mai poți? Și cum se poate că mai reziști? Și ce fel de viață și ce fel de persoană poți să fii? Pentru că ea mergea și cânta și recita și le spunea ce i-a vorbit Domnul. Da? Pot să spun lucrul ăsta că nu e aici, nici nu știu dacă se uită, că poate doarme acum, recuperând după atâta oboseală. Da? Ea nu are ureche muzicală. Dar zice, atât aș cânta și vreau să cânt. Sigur, n-a cântat niciodată în public, dar acasă cântă mereu. Compune versuri de dragul lui Iisus. Vorbește despre cuvintele vii care îi le dă Domnul. Și toată viața noastră de familie poartă aroma asta și bucuria asta și atmosfera asta în care te simți în prezența lui Dumnezeu. Dumneavoastră, surorile, soțiile, mamele, bucurați-vă! Bucurați-vă de dragul Domnului, bucurați-vă de învierea Domnului, bucurați-vă de mântuirea Domnului, bucurați-vă că l-aveți pe El în inima voastră și bucuria asta împrăștiați-o în jur. Nu împrăștiați în jur altceva. E foarte important, e foarte necesar. Asta e cuvântul lui Iisus pentru femei în dimineața învierii. Bucurați-vă! Cuvântul îngerilor, nu vă temeți. Cuvântul Domnului, bucurați-vă! Când s-a întâlnit cu Magdalena, în loc să-i spună pe nume, cum i-a zis? De ce? De ce plângi? De ce plângi? O, crezând că e grădinarul, a zis, unde l-ați pus, unde l-ați ascuns, arată-mi, să mă duc să-l iau. Apoi a zis pe nume. I-a zis pe nume. Miriam sau Maria. Și toată viața s-a schimbat, totul s-a transformat. Știu că e greu, știu că vă este enorm de greu. Și mai ales dacă aveți câte unul din ăsta ca mine, încăpățânat și greu de diluit, vă e foarte greu. Dar dacă l-aveți pe Domnul Iisus Hristos, Domn și Mântuitor în inimă, fiți niște femei pline de bucuria mântuirii, pline de... că bucuria e roada Duhului Sfânt, nu-i așa? Și împrăștiați în jurul dumneavoastră o atmosferă pozitivă, o atmosferă care încarcă pozitiv familia și pe toți din casă. Foarte, foarte mult contează lucrul ăsta. Foarte mult contează. Susanna Wesley a avut 19 copii, a crescut 11, 10 din ei au ajuns la maturitate. Pe ceilalți i-a pierdut și au murit când erau mici, bolnavi, și a fost foarte greu. Ea însăși venea dintr-o familie, femeia asta a trăit în Anglia în secolul XVII. Dacă n-ați auzit de ea, mergeți pe Wikipedia și o găsiți, are un nume din acesta,
se numește mama metodismului. Toată biserica de sfințire, de trezire a sfințirii, a început cu această femeie. Da? Ea însăși vine dintr-o familie de 25 de copii. Vă vine să credeți, vă e și greu să numărați un copil, doi copii, nu se poate, e greu, frate. Dumnezeu are niște mame, eroine, pe care El le știe. Avem și noi una aici, uite acolo, sora Irina. Dacă i-auziți povestea, dacă i-auziți viața, dacă i-auziți istoria, și plângeți și râdeți. Dar cu siguranță vă întăriți sufletește. Și închei cu al treilea cuvânt. Al treilea cuvânt e un cuvânt pe care îl spune și Îngerul și îl spune și Domnul. Care este? Duceți-vă. Duceți-vă și vestiți. Duceți-vă și spuneți Hristos a înviat. Duceți-vă și arătați, răspândiți vestea învierii Domnului Iisus Hristos. Acesta e cel de-al treilea cuvânt. Cuvântul credinței, cuvântul ascultării, cuvântul misionar, duceți-vă. Să știți că femeile sunt mai bune misionare decât bărbații. Îmi pare rău să spun asta. Pentru bărbați îmi pare rău. Dar ele sunt foarte dedicate, sunt foarte consacrate. Discover Your Mission și misiunea română penticostală are mai multe femei, are și soții trimiși misionari, dar mai multe femei plecate misionare. Pentru că ele când se îndrăgostesc de Domnul, se îndrăgostesc așa, mortal și total. Și nu mai există nimic. Și nu le mai pasă de nimic. Și sunt într-o ascultare și într-o pasiune de dragoste pentru Hristos. Duceți-vă repede, spune Îngerul. Spuneți ucenicilor Lui. Domnul Iisus, versetul 10. Spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Acum urmăriți Matei 16. Matei 16. Zice Magdalena, 16:1-10. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el și care plângeau, atenție, ce făceau bărbații închiși înăuntru. O să ziceți, da, Marcu exagerează, sau de fapt Petru vorbea, Marcu doar scria, da? Marcu 16:10-11. A dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. O femeie. Cum au zis cei doi spre Emaus? Niște femei de ale noastre. Ar fi avut niște vedenii de îngeri. Cei doi au venit și ei la Ierusalim să spună ucenicilor, să spună apostolilor. Marcu 16:12-13. Cei doi spre Emaus. Aceștia s-au dus și au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-a crezut, spune Marcu. Apoi, în sfârșit, vine Domnul la ei, la toți, Marcu 16:14. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor. Și ce cuvânt e acolo în limba greacă? Împietrirea inimilor. E cuvântul care este acolo, este sclerocardia. Sclerocardia. O inimă împietrită, o inimă necredincioasă, o inimă îndoielnică. Femeile băteau la uși încuiate, femeile băteau la inima unor oameni care nu vreau să creadă, care nu știau să creadă. Iar ultimul verset cu care închei este Psalmul 68:11. David aude un cuvânt de la Domnul. El era un războinic și pe el îl interesa dacă are armată și dacă armata lui e în regulă și dacă vitejii lui David sunt gata de război. Și odată Domnul îl surprinde cu un cuvânt și când aude cuvântul ăsta face un psalm, Psalmul 68:18, și spune așa, un cuvânt spune Domnul și femeile, da, îți bun vitejii tăi, îi bun armata ta, îți bun evreii pe care îi adun tu și îi pui la luptă, dar vreau să știi și vreau să auzi de la mine, spune Dumnezeu, și femeile aducătoare
de vești bune sunt o mare oștire. Asta dorim mamelor, asta dorim femeilor, asta dorim surorilor din Biserica Emanuel, din casele noastre, din familiile noastre. Fiți curajoase, fiți pline de bucurie și fiți misionare ascultând de cuvântul viu pe care vi-l dă Dumnezeu. Știți cum a început lucrarea penticostală în România? Nu e timp să vă spun acum, doar așa, 20 de secunde. Păi din Ucraina, în Bucovina, au venit niște femei, înainte de 22, că Bradin a deschis biserica pe 10 septembrie 1922, dar înainte, în 1918, niște femei din Ucraina au venit în Bucovina și au început un grup de rugăciune, un grup de casă. În 1919, din Austria, au venit niște sosoaice, au venit niște femei, au venit la Dârloz, lângă Mediaș, și au început un grup de rugăciune. Și acolo Duhul Sfânt s-a prezentat și i-a botezat cu Duhul Sfânt. Prin femei Dumnezeu, prin femei rugative, prin femei ascultătoare, prin femei credincioase, Dumnezeu a făcut mari lucrări. Și încă mai face mari lucrări. Să ne rugăm ca asemenea femei să ridice Domnul la Emanuel. Amin?